printre proiectele alese de Timișoreni în cadrul campaniei de bugetare participativă și care vor fi implementate de primăria Timișoara, se numără spații verzi noi, locuri de joacă și amenajări pentru nevăzători. Bugetul de 4 milioane de lei s-a împărțit pe 8 zone și fiecare zonă are alocată suma de până la 500 de mii de lei. Proiectele câștigătoare vor fi implementate începând cu luna ianuarie 2025. Timișoara decide rămâne un exemplu de colaborare între administrația publică și cetățeni, punând la dispoziția comunității un instrument transparent și direct de influențare a deciziilor ce vizează de orașului. Proiectele câștigătoare sunt pentru zona de nord-est, oază verde pentru copiii noștri, strada armoniei, proiect pilot de înverzire a spațiilor pietonale din cetate, reamenajarea parcului pentru copii de pe strada Ismail, zona lunei vrea loc de joacă, micropădure urbană în cartierul fabric, zona lunei extindere supraveghere video în zona parcului și a locului de joacă, panouri cititor de viteză și afișarea vitezei pentru zone pietonale și școli. Pentru zona de sud-est, Cerda Roșie are nevoie de spații verzi, oază de relaxare pentru tinerii din zona Brightim parcul Gina Maria, amenajarea unui spațiu de lectură precum și completarea spațiului sportiv cu mese de ping-pong și tenis cu piciorul pentru zona de sud-vest, îmbunătățire, mobilitate, persoane nevăzătoare, persoane în fotoliu rulant și copii în cărucior, zona martirilor, liceul Iris, pistă nouă de biciclete pentru Timișoara, parcul adolescenței, strada Diaconul Coresi, decorarea cu mozaic ceramic, a jardinierelor de beton și a scărilor de acces, pod Michelangelo, parcul rozelor și protejarea spațiilor verzi dintre blocuri, strada Victor Vlad 13 și 16, și parcul fratelia.